Călin Popescu Tăricianu este pregătit de război, nu de un război clasic, ci de unul politic. Liderul Alde a vorbit astăzi despre relația tensionată cu adversarii politici. De fapt, în România sunt structuri paralele de putere care au acaparat puterea, care au luat decizii de eliminare adversarilor politici prin mijloace nelegale, nedemocratice, neconstituționale. Și atunci vreau să vă spun ceva. Suntem într-o situație normală? Nu. Suntem dincolo de faptul de a fi într-o situație extrem de gravă, de încălcarea Constituției și a legilor. Suntem într-o situație de război. Suntem într-o situație de război cu adversarii noștri politici care au folosit toate mijloacele nelegale și morale în lupta politică. Le-a spus Tăricianu participanților la școala politică de vară a organizației de femeia ALDE. Președintele Alianței Liberalilor și Democraților spune și cum va răspunde partidul său la acest atac. Dacă ei vor război, atunci eu vă spun ceva. Trebuie să fim mobilizați și noi pentru un război, dar un război care este moral și legal. Prin urmare, la ceea ce fac adversarii noștri cu armele nelegale și cu armele imorale, le răspundem tot cu un război. Nu trebuie tolerate aceste atitudini sub nicio formă a mai afirmat că Popescu-Tăricianu. președintele Senatului s-a rădat convins de faptul că România este o țară democratică în care Parlamentul este o expresie clară a majorității, iar guvernul este expresia majorității în Parlament.